Partidul Social Democrat a venit cu o propunere de scădere a accizei în prețul carburantului, astfel încât să fie o reducere a cărei valoare să ajungă la aproximativ 2 lei. Propunerea înaintată de PSD se află în momentul de față sub analiza coaliției. Senatorul PSD, Cristinel Rujan, susține faptul că se dorește această scădere în vederea sprijinirii oamenilor pentru a trece peste perioada grea cu care se confruntă. Partidul Social Democrat a venit în cadrul coaliției cu o propunere de scăderea nivelului accizei în prețul carburantului, astfel încât să fie o reducere un leu până la 2 lei a prețului la pompă. Această propunere a PSD-ului este analizată în acest moment în cadrul coaliției. Sunt voci din partea unor alte formațiuni politice, componente ale coaliției, conform cărora nu ar fi cea mai optimă soluție, dar Partidul Social Democrat dorește să fie o scădere pentru a ajuta oamenii să treacă peste această perioadă grea care presupune scumpirea la energie electrică, la gaze naturale și evident la carburant, mai ales că o creștere a prețului carburantului va duce la o altă scumpire suplimentare la alimente și la alte servicii. Privind această propunere PSD, Radu Miruță, deputat USR, susține faptul că deși Partidul Social Democrat dorește această reducere, nu este posibil. Soluția poate să constea în reducerea TVA-ului până la valoarea de 5%, idee propusă de USR. Aceeași metodă a fost adoptată și de către Polonia și ar avea același efect, reducerea prețului carburantului. PSD a vrut reducerea accizei și a dat seama că acest lucru nu se poate și începând de el spune că nu mai vrea reducerea accizei. Asta arată cam cât de profesioniști și de bine pregătiți profesional sunt oamenii care sunt în funcție de conducere din această coaliție. În oglindă, USR a propus scăderea TVA-ului la 5%, care se poate face în 3 zile în Parlament, care deja a fost făcută de Polonia și care reduce prețul aproape la fel cu reducerea jumătățirea accizei, care este ilegală. Deci este ilegală pentru că trebuie aprobare de la Comisia Europeană, care înțeleg că nu se dă pentru niciun stat membru, dar există posibilitatea să jonglez pe altă parte cu reducerea acestui TVA, care se poate face și care, din calculele noastre, și le poate face oricine, reduce cu aproximativ un leu prețul la carburant. Deci, din nou, Partidul Social Democrat și-a dat rama pe față și atunci când a fost pus în situația de a rezolva o problemă și-a arătat măsura competenței sale.